Încheierea concediilor și toamna care se așterne peste noi par să aducă un nou suflu și să ne scoată din amorțeală. Răspund la acest îndemn și instituțiile de cultură giurgiuvene, de altfel mereu prezente cu noutăți în domeniu. Și dacă tot suntem la capitolul noutăți, iată o nouă inițiativă a conducerii Bibliotecii Județene. Marți 10 septembrie, la ora 10, am organizat o întâlnire cu partenerii noștri cei mai importanți, cu care vom porni la treabă începând cu această toamnă. Sunt invitați și reprezentanții ai presei pentru că semnăm, parafăm un parteneriat între instituțiile culturale care funcționează sub egida Consiliului Județean Giurgiu, dar în același timp punem la cale toate amănuntele legate de desfășurarea lucrărilor Cenacului, de pornirea revistei literare, de salonul literar-artistic și de toate evenimentele care vor avea loc în săptămânile imediat următoare. Seria de manifestări organizate în acest parteneriat va debuta la mijlocul săptămânii viitoare, respectiv joi 12 septembrie, când la Cafeneaua Artiștilor va avea loc un triplu eveniment. Sub denumirea Patria de Suflet vor fi lansate două volume literare și vernisată o expoziție de pictură.